patru cărți într-o carte, fiecare din perspective oarecum diferite. În prima parte, în prima carte, fiecare parte am denumit o carte în sine, urmăresc modul în care a apărut această afacere, cum s-a dezvoltat, cine a susținut-o. Am făcut foarte multe paralele și oarecare paranteze pentru a înțelege personajele care au pus pe picioare această afacere, începând cu Timiș, Tender, Talbej și ceilalți susținători politici ai lor, cei care au preluat-o după anul 2003, când au intrat în scenă mari miliardari de pe Wall Street, cu cazuri din analize și cazuri de exploatări miniere de aur din alte zone ale lumii și efectele pe care le produc, și cu analize și cazuri legate de înstrăinarea resurselor României, și nu mă refer doar la cele naturale, după 1990 și după 2003, pentru că sunt două tipuri diferite de înstrăinări în aceste perioade. Și din acest punct de vedere, sper ca să se înțeleagă că acest caz, Roșia Montană, care este cel mai cunoscut, este doar un exemplu și un caz ilustrativ despre ceea ce s-a întâmplat în România în ultimii 20 de ani. Și sper că, înțelegând cazul Roșia Montană, vom înțelege și acest caz. În partea a doua, în cartea a doua, am aprofundat modul în care mass media a relatat despre cazul Roșia Montană, pentru că am simțit o profundă dezamăgire din acest punct de vedere față de proprii mei colegi de breazlă, de foarte mulți dintre ei, nu chiar de toți, și îl consider și acest caz, din punct de vedere al presei, cel mai grav caz de manipulare din România după 1990. În același capitol, în care ofer foarte multe studii de caz și uneori merg chiar în amănunte, poate o să vă, la un moment dat o să vă enerveze, o să vă plictisească, dar am considerat că doar când veți vedea în amănunt modul în care se repetă mesajele propagandistice ale companiei ca și materiale de sine stătătoare asumate de anumite redacții, doar atunci veți putea înțelege exact cât de mare a fost această minciună și manipulare legată de Roșia Montană. Tot în această carte, în cartea a doua, analizez și modul în care compania a constituit o societate civilă, eu îi spun paralelă, menită să creeze iluzia că există o susținere publică a proiectului minier de la Roșia Montană. Au fost înființate așa zise grupuri independente, finanțate de către companie, grupuri de susținere, ONG-uri sau sindicate, pe care apoi mesajele, pentru că avea posibilitatea să transmită mesaje pe care să le preia mass media ca și cum ar fi din partea societății civile. E un mecanism extrem de sofisticat și nu e nou, din păcate, e împrumutat, oarecum l-am întâlnit cine cunoaște cazul Watergate în amănunt, practic poate să vadă numeroase similitudini cu acel caz în care deciziile președintelui Nixon, nepopulare, erau transformate în decizii populare prin inventarea unor așa zise susțineri publice. Exact același model s-a întâmplat și în cazul Roșia Montană. În al treilea capitol, de fapt, în a treia carte a Roșiei Montane, analizez proiectul minier în sine. Însă vreau să fac mențiunea că, de fapt, avem de-a face cu două proiecte miniere. Unul este proiectul minier depus la Ministerul Mediului spre avizare, care și acesta are numeroase probleme legate de falsificarea unor studii, de corectitudinea datelor din acel proiect. Unele dintre aceste informații au apărut în ultima perioadă și în unele, pe unele instituții mass media. Însă, în paralel cu acest proiect minier, care de altfel a fost desființat de comunitatea științifică în timpul dezbaterilor publice, s-a dezvoltat și s-a promovat un alt proiect minier, un proiect fictiv, cel care a fost livrat opiniei publice. În foarte mare parte, acest proiect care a fost livrat opiniei publice nu are legătură cu proiectul depus la Ministerul Mediului. Și din acest punct de vedere am analizat acest proiect care a fost livrat opiniei publice,
pentru a înțelege cât de nerealist e chiar și cel livrat opiniei publice, pentru a nu mai vorbi de cel aflat spre avizare la Ministerul Mediului. În fine, în ultima carte, Cartea Rezistenței, sau Versul Buciumanilor, cum am denumit-o, în amintirea unui episod mai puțin cunoscut de la 1880, când vecinii roșienilor, buciumanii, de altfel Eugen e și el buciuman de origini, s-au ridicat și au luptat pentru drepturile lor în privința exploatărilor din Apuseni, în privința pădurilor, a munților și a apelor. Ei, în această carte, am încercat să reconstitui istoria campaniei Salvați Roșia Montană, modul în care a apărut opoziția începând cu anul 2000, prin înființarea Albunus Maior, apoi cum s-a alăturat societatea civilă începând cu anul 2002. Pentru mulți, ceea ce s-a întâmplat acum în septembrie, începând cu 1 septembrie, a apărut un miracol sau o explozie neașteptată, dar urmărind modul în care s-a format, în care a acționat opoziția, se poate vedea că, de fapt, acest lucru trebuia să se întâmple. Era inevitabil la câte mizerii și la câte minciuni se ajunsese în cazul Roșia Montană. De altfel, urmărind de aproape tot ce se întâmplă în cazul Roșia Montană, încă din 2007 am scris prima dată și am anticipat că acest caz se va transforma în cea mai mare mișcare civică din România. Lucru pe care l-am reafirmat și am spus, s-a întâmplat în toamna lui 2011, iar în iulie-august, de două ori am anticipat, când am văzut primul draft al proiectului de lege specială și urmărind îndeaproape ce se întâmplă în societate, am spus, dacă acest proiect de lege va fi promovat de către guvern în Parlament, toamna va începe cu mari proteste de stradă. Nu a fost o previziune de gen Nostradamus, ci o previziune care se baza pe urmărirea îndeaproape a tot ceea ce se întâmpla în cazul Roșia Montană și în societate. La final vreau doar să răspund unei întrebări care mi s-a pus de nenumărate ori, uneori la modul tendențios, alteori chiar la modul corect, de ce scriu aproape obsesiv despre Roșia Montană. Răspunsul este foarte simplu, pentru că mi-am ales profesia de jurnalist, iar în codul deontologic al jurnalistului, la capitolul integritate, articolul 2.1 spune explicit, jurnalistul este dator să semnaleze toate neglijențele, toate ilegalitățile și toate abuzurile dintr-o societate. Ceea ce am făcut, nu am făcut decât să îmi fac profesia pe care mi-am ales-o, aceea de jurnalist, iar această carte nu este cartea campaniei Salvați Roșia Montană, este cartea unui jurnalist care a urmărit timp de 11 ani subiectul Roșia Montană. La final, o să găsiți și în carte, poate acum o să uit dintre ei, să le mulțumesc celor care m-au ajutat să o duc la capăt. În primul rând sunt roșienii. În discuțiile cu ei, regăsind multe din dramele pe care nu le conștientizam atunci, dar le-am conștientizat în urma discuțiilor cu ei pe care le-au trăit bunicii mei când mă duceam în vacanțe și când vorbeau și simțeam cum se referă la modul în care comuniștii le-au luat pământul. Într-o mare parte, acest lucru m-a motivat să merg mai departe, pentru că am considerat că drama prin care au trecut bunicii mei, care după 30-40 de ani încă resimțeau această depozitare a pământurilor, nu mai trebuie să se întâmple în România.